pe o planetă colorată, plină, plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toții cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. Găsit la Povești cu Clounela. Suntem nici nu mai știu la câtea poveste și suntem foarte bucuroși că iarăși ești aici alături de noi la o nouă poveste. Dacă încă nu te-ai abonat la canalul nostru, abonează-te chiar acum. Eu și prietenii mei vom fi tare bucuroși să știm că ești în gașca noastră. Da, și dacă ești abonat, atunci primești notificare imediat cum apare o poveste nouă sau un video nou sau o piesă nouă. Bine, povestea de astăzi este despre un pui de vulpe, vulpișor, care s-a născut iarna și a venit acum anotimpul cald, după iarna ce vine? Primăvara și după primăvară vine vara și uite că vulpișor a ajuns la prima lui vară și este foarte curios să afle tot ceea ce îl înconjoară. Iată de ce îi acordă mamei multe, multe întrebări cu de ce. De ce? De ce? De ce? De ce? Voi, atunci când sunteți curioși, tot o întrebați pe mama, pe tata sau bunica, bunelul, despre tot ceea ce vă înconjoară și cum formulați voi întrebarea. De ce soarele e galben? De ce norii se mișcă? De ce iarba crește? De ce pisica merge pe gard? Aveți așa întrebări? Apropo, părinți, scrieți-ne nouă cele mai interesante întrebări de la decelușii voștri la comentarii. O să ne bucurăm să le citim și poate chiar să le împărtășim și să le distribuim și prietenilor noștri. Bine, dacă v-ați făcut comod și ați apăsat deja butonul abonează-te, putem începe povestea. Povestea sună în felul următor. Primăvară a lui Vulpișor. Să vedem care e povestea. Haideți. Era prima zi de vară, iar Vulpișor tocmai ce se trezise. Bună dimineața, îi strigă mami de pe pajiște. Vrei să plecăm în expediție prin pădure? E așa frumos afară, a zis mami. Vulpișor s-a uitat curios la mama și a ieșit atent din burloc, din văzuină și au plecat în expediție. Iar prima întrebare a lui Vulpișor a fost: de ce e așa cald afară? A întrebat Vulpișor. Iar mama i-a răspuns: ca să ne putem zbengui în apă răcoroasă a râului, a chicotit mami. Iar soarele strălucea din înaltul cerului. Iată de ce era cald, ei se puteau scălda în apă, puteau număra libelulele și cânta împreună cu broscuțele. Dar apropo, cum cântă broaștele? Nu știți cum cântă broaștele? Cum cântă broaștele? Uac! Sau altă. Uac! Cam așa. Mergând ei așa prin expediție, Vulpișor i-a venit următoarea întrebare. De ce cântă greierii cu așa vânt? A întrebat Vulpișor. Iar mama i-a răspuns:
pentru că vor să sărim în iarba înaltă, la fel de sus ca ei. Dar cum cântă greierii? Cum? Cri-cri! Știți piesa cu Cri-cri, da? Spune-mi, iubite copilaș, cum cântă micul greieraș. Și voi, tare! Cri-cri-cri, 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 așa cântă micul greieraș. Mai tare și voi, și cri-cri-cri, 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 așa cântă micul greieraș. Iar aerul în jurul lor părea că tremura de la atâta căldură. Era din ce în ce mai cald. Mergând ei așa mai departe, vulpișor s-a gândit să-i dea mami o altă întrebare. Mami, de ce sunt zilele atât de lungi? A întrebat vulpișor. Iar mama i-a răspuns. Ca să avem mai mult timp pentru joacă! L-a luat pe vulpișor și s-au dat pe un delușor la vale. Exact așa cum noi ne dăm pe tobogane, dar că în pădure nu sunt tobogane, sunt din alea naturale, care pot fi pe un deal la vale. Iar lumina soarelui începu să pălească de-a binelea. Și au mers ei mai departe. Apoi vulpișor s-a uitat în jurul lui și a întrebat. Mami, de ce sunt atât de multe flori pe câmp? A întrebat vulpișor. Iar mama i-a răspuns. Ca să ne putem delecta cu parfumurile lor. Și au început a mirosi floricele. Hai să luăm și noi o floricică, uite așa, și o mirosim. Mai luăm una. Frumos miroase! Și încă una. Uite așa făcea și vulpișor cu mama lui. În timp ce pe cer au început să se adune norii. Mama, de ce ciripesc păsărelele atât de tare? A întrebat vulpișor. Iar mama i-a spus, ca să putem dansa pe trilurile lor. A spus mama îngânându-le, iar norii deveniră negri și grei de ploaie. După ce au dansat, au văzut împreună un stup de albine. Și vulpișor, evident, a avut o întrebare. Mami, de ce sunt albinele așa de ocupate? Pentru că vor să ne facă nouă multă miere de mâncare. Și au luat și au mâncat împreună miere. Iar aerul a devenit de nerespirat. După ce au mâncat miere, au mers mai departe într-o grădină plină cu zarzavaturi. Și vulpișor a avut o nouă întrebare. Mami, de ce au crescut zarzavaturile atât de mari? Ca să ne putem înfructa noi din ele, a spus mami mușcând dintr-un morcov crocant. Dar vouă vă plac morcovii? Să știți că mie tare îmi plac morcovii. Iar primul fulger lumină cerul deasupra lor. Începe... ce? Ploaia! Iar vulpișor și mama lui au luat-o repede spre casă, în timp ce vulpișor a mai avut o întrebare. Mami, ce-i cu zgomotul ăsta? A întrebat vulpișor în timp ce primul tunet se prăvălea surzitor din cer. O, nu! Scoase un geamăt mami. Repede, mai repede! Ia-te după mine până ce ploaia nu se întețește! Pentru că ploaia venea tot mai mare și mai mare. Făcură calea întoarsă. Deci, erau în grădina cu zarzavaturi. Înainte de asta, ce au văzut ei? Mierea, exact, au trecut pe lângă stupul de albine. Au traversat lunca unde au mirosit floricele. Au lăsat în spate râul agitat acum și, într-un sfârșit, au ajuns înapoi acasă, în vizuina lor. Mami, de ce e furtuna atât de înfricoșătoare? A întrebat vulpișor. Ca să ne putem încoloci unul lângă altul, a zis mami și l-a luat pe vulpișor lângă ea aproape, în brațe. Mami, de ce sunt așa de obosit? A căscat vulpișor, iar mama i-a răspuns.
pentru că e timpul să facem nanina. A murmurat mami și i-a spus: somn ușor, dragă vulpișor. Uite așa. A avut o expediție foarte interesantă vulpișor și a aflat multe lucruri din jurul lui. Dar ție îți place să afle tot ceea ce te înconjoară? Când ai fost ultima oară în pădure și ai văzut copacii, florile, iarba care cresc acolo, poate și o gaură în pământ de la, nu știu, o șopârlă sau un șarpe sau o vizuină de iepuraș? Scrie-mi dacă ai avut așa experiență, iar eu te aștept cu mare drag aici, pe canalul nostru. Dar ca să știi când începe povestea, abonează-te chiar acum. Pune un like, comentează și distribuie prietenilor tăi. Eu te aștept la o nouă poveste cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. De cu zor și până noapte voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau